Aguentei. Hai, băi, să mergem. Da, cât stăm aici? Că noi nu Stăm, ne-am făcut bagaje, noi doar nu, ne-am... că ne cumpărăm de acolo. Bună ziua, domnilor, Să v-am adus-o. trăiți! Mulțumim pentru ajutorul creat. Cine o să fie pilotul? Tu! Eu! Urcați-vă, rog. Mama! Gata, domnule! Eu după copilotul meu, hai copilot! Copile! Copilul, nu copil. Haideți și voi, Hai, vă băi! rog. Așa, ce-mi place că ești aici lângă mine, mai pot să pun mâna, mai înaltă. Mai da. Nea Gigi, plecăm în vacanță, Nea Gigi! Vai, ticule! Cine bă, Japonia! Bre, ce-i cu ăsta, mă? Bre, ce-i cu tine, bre? Ce-i cu ăsta, mă? Luar, mă, luați-l, mă, și pe el. Hai să mergem, luați-l și pe el. Avionul Luxor 2 va decola de pe pista Sandy și va aterizat pe insula Cayo Perico. Vă rog să Bebe, bebe, spun i-ai locul furat până căștile să la copilot? Ia uite ce uite la. Mulțumim. Pleacă în vacanță În braț lui. Japonia. Costinești. Ia ne Gigi Auru. Bă, ăsta ce face, bă, S-a sare? deschis! Bă, a sărit! Pre terorism! Bă, ăla era terorism, mă? Băi, da, săracul nu cred că și-a dat seama că el nu primește parașută. Bă, a sărit, bă, săracul, bă. Bă, a sărit nebunul ăla, băi, l-ați Nu e văzut? pierdere mare, mai știi? Andrei? Au, da, să fie. Ce se Eu întâmplă? mergem pe economie, pe economie, că Dă-i să băi nu că se consume plătesc eu, benzină. dă-i tare, dă-i că plătesc eu. Nu, bre, aici nu e vorba de plătit, că nu plătești mie viața, doar care consum mare Auziți? avionul ăsta și am pus Deci primul. numai eu văd luna că merge din stânga în dreapta, nu de jos în sus? Uite luna, uite paru, uite caparo. Să trec, să mă duc mai jos să vedeți și statuia libertății. Da, da, te Da, rog hai eu, că ai mergem putea să statuia. treci, să treci pe lângă statuie, să o vedem și noi. Da, Vă da. scoateți telefoanele Da, și așa, faceți o poză repede când geamul de trecem partea lângă ea. mea să fie. Aoleu. Nu știu pe ce parte ești tu, domnișoară. Pe partea aici unde-i spart geamul. Pregătiți-vă, că dacă nu supraviețuim, nu bre, că supraviețuim, bre. Băi, stai că se neacă Andreea. Andreea, ușor. Ce puțin? Ești prima dată când mergi cu autobuzul cu avionul? Uitați-vă la Statuia Libertății. Da, da, da. Hai să vedem statuia. Bă. În statuie, în statuie, în statuie, în statuie. Uite statuia aici, o văd din avion. Wow, ce frumos! Haideți după statuie. Să vă dau. Ia uzi-o pe Andreea, prins curaj nebuna. Îți place, este? Știa ce se întâmplă acolo. Ce vreți să faceți în vacanța asta? Oho, Japonia, anul cărasului, bubuială! Alea! Japonia! Ce? Anul cărasului, o rupim! Rău de tot! Băi, se lasă cu bubuială, cu nebuneală. Ce vezi, mă, acolo? Pe partea aici. Aoleu. Nu știu care e partea. La noi în mașină se vede roșu? O bită Kobe, îmi iau. Poftim? Mamă, ce vezi mânca acolo? Păi ce să mâncăm? Mâncăm numai din astea, riși de mare, scoică de pădure. Buze de... Exact. Ce? Buze de meduză. Bă, copilor, nu te mai juca la roșu, bre, calea-s roșile, bre. Vrem. Hai că părăsim orașul. Pa, pa, oraș! Ne vedem altă dată. Pa! Chis un avion, aș. Nea Gigi, cui arăți aia, Nea Gigi? La oraș. Că sunt sătul de el. Ia la... A... Andreea, tu ce faci? Andreea e badass. Andreea... Bebe, mi-e chiar, îmi pare rău că nu vin cu voi în vacanță. Tu să te aici acolo, pilot, fii atent la drum. Băi, dacă, băi, Andrei, dacă te alegea da, pe tine, Andrei, tu erai acum în locul lui Nea Gigi.
Beam șampanie împreună. Păi da, mă, dar nu vrea ea. Știi cum e, dragostea cu Andreea, asta nu se poate. Andreea, spune da sau nu. Vrei să fii cu Gigi sau cu Andrei? Băi, mai adică, tași că am trecut peste asta odată. Păi stai că poate se răzgândește. Nu se răzgândește. Și ce fac, sari din avion? Să îmbrăcați, să știți. Nu, face schimb de locuri. N-ai era acum. Te văd nori, băieți și fete. Perfect. Unde te duci în vacanță? Nori, pe insulă, băieți. Nori se vede. Da. Pista aia e cam jos și... Eu uite, am primit mesaj pe telefon. Am crezut că... Cum a zis? Am crezut că am parașuta ușa, zice cineva aici. Cred că e ăla de o sări, bă, săracu. Cred că a supraviețuit. Cred că picam. Aoleu. Bă, Andrei, ce se întâmplă, Andrei? Andrei! Activează mâțile cu pilotului. Mamă, frate. Da, mă, nu. Credeam că urim aici. Cine? N-am plătit atâția bani ca să ne... Băi, Gigi, tu nu ai de niciun ban că te-am invitat eu. De fapt a fost ideea mea să le invităm. Tun, tun, tun. Ce e, mă, film horror? Am pe insula Caio Perico. Vă mulțumim că ați luat cu noi. La revedere. Dar la ce firmă de aviație sunt ăștia? Nu știu. Am ajuns pe insulă. Stai așa. Luxor. Putem să ne dăm jos? Nu acum, nu? Nu, eu prea târziu. Bomba la că ce ai? Booking Luxor. Așa se grăbește la orice și când îi zic de ceva, ci că catifea, catifea. Gata, domnul. Așa se grăbește ea. Bă, auzi, dar ce tare vorbești că te aud. Eu zic să mă aud. Da. O să fie dor de tine, bre. Bă, Andrei. Mai prea-mi pleacă. Știi că ești ca fratele meu, ne-ai pregătit și noi aici ceva cu ce să împlăcăm și noi? Da, bă, dar stai un pic, că trebuie să mă duc să văd dacă au benzină. Unde ninge, mă? Stai să mă duc să văd dacă au benzină. Eu văd că ninge. Rămâneți aici toți, rămâneți toți aici. Mă duc să văd dacă au benzină cu copilot. Copilot, hai la mine, hai la tata. Să vezi, Nea Gigi, ce petrecere dăm în seara asta. Abia aștept. O mănânc toată. Eu sunt Andreea, o să fim în cartea. Cine, eu? Andreea. Cine o mănâncă? Păi ai zis că o mănânci toată și te-ai uitat înspre ea. Pe tine, băi, pe tine. Doar pe tine. Ok. Bebem? Da. Nimic, nu. Vacanță plăcută, bebe. Renea Gigi, ce mă bucur, bă, că ne-am luat și noi liberi de la toate afacerile alea și am venit și noi să stăm și noi relaxați, să bem o șampanie, bine. Să... Abia aștept să mergem frumos cu motoretele, să mergem acolo la unde-i petrecerea pe plajă cu foc, așa, să stăm, să bem, să dansăm. Pe aia fiecare bine. În curtul lui Bubuială. Iată, v-am pregătit mașină. Bă, băi, și fete, o să fie dur de voi. Hai, pa. Andrei, îți mulțumesc frumos. Să ai zis că mă revanșez față de tine. O să mă... Să nu stăm mult. Așa mult. Te sun când să vii să ne iei cu el avionul, te rog. Ok? Bine, bebe, bine. Da. Copilot, la volan. Te pup. Copilot. La volan. Hai să mergem. Pa, bebe, pa. Pa, pa, Andrei, pa. Distracție plăcută. Pa. Mulțumim. Iasmina, să te distrezi. Mișan, mulțumesc frumos, sticule, te pup. Mulțumesc pentru elixirea, să zic, mana. Băieți, hai să strângem și noi 1000 de like-uri pe YouTube, băieți. Yo, 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 Japonia! Da, am crezut că ne dau ATV-uri de alea. Azi că sunt bune și astea. Nu la fel de bune ca și tine, dar... Ia uite, Andreea. Bă, ce faci, man? Mare, ceva rău, mă. Leșină din 5 în 5 minute. Ai găsit ceva pe jos? Nu am apă, nu am apă. Gigi, să vrut totul, Gigi. Vrei să conduci tu, Amalia? Da, Andreea, urcă la mine. Cum adică? Da, bine, hai să mergem. Să mergi ușor, că nu știu exact unde vreau să mergem. Trebuie să găsim cazarea.
Ba, cred că știu. Dar mergi ușor, nu mai da așa tare, dacă zic ușor. Ia! Doamne ferește, frate, dacă nu... Păi de asta zic, nu lăsa femeile la volan, mă. Pentru că nu sunt în stare. Mai pornești acum sau nu mai pornești? Ba, pornește, Doamne ferește, hai urca. Uite și tu, abia ne-am suit, ai bulit mașina. Aia, păi dacă, uite-te la ea, că deja iară merge cu viteza. Merge cu viteza, păi tu ești acolo, uite băi, întâi stâl, măi, Doamne ferește. Băi, tu sigur ai permis să-mi dai Ferrari-ul înapoi. Tu-l faci praf dacă conduci așa. Ce mai excursie? Precol, cineva a pus contact pe tine și trebuie să-mi fac treaba? Băi, Game Over, nici nu există hitman pe server, mă nebună. Dar nu suntem aici pe servere din alea paleta. Ce priveliștea? Nu, ni s-a stricat mașina, că avem șofer bun. Trei, noroc că știu ceva de mecanică. Știi? Să-mi zici când să-i dau cheie. Firul ăsta. Bă, dă-te așa? Jos de aici, să-mi bre. Dă-te cheie. Jos de acolo. S-a văzut până acum că nu te pricep cu mașinile. Lasă-le așa, păi lasă bărbații păi să... Păi dacă intră în mine cu viteză, eu ce am să-i fac? Și accelerații în același timp. Ia. Ia vezi. Aia zic, tati, băi, Nea Gigi, ești... Ești de ăsta la casa omului. Hai. Pune-ți centura, te rog. Mi-am pus-o. Știi pe unde să mergi? Cu cine? Seara asta face și noi ceva. Da, bre, deci am văzut-o din asta o rețetă. Deci cele mai fene clătite, jur. Înțeleg. Și mâncai și eu o clătită, sincer. Păi îți fac. O să avem mai multe clătite. Să le dăm și lor, știi? Mama, asta e prima locație. Cu discotecă, cu DJ, cu nebuneală. De ce mergi așa supărat? De ce? Cu băutură, cu plajă, aici putem să facem baie la noapte, bubuială, nebuneală. Aia zic, tate, facem surf, facem nebunii. Ia să ne cum e apa. Aoleu, Nea Gigi, e rece, Nea Gigi! Aoleu, am intrat încălțat, ferească-mă. Hai, fetele, dezbrăcarea! Hai la apă, fetele! Cum e aia, Nea Gigi, apa? Hai că te aud dacă e. Bre, ce vorbești, bre, așa, ce Nea Gigi? Bebe, ți-ai lăsat hainele acolo unde e încă apă. Hai și noi în apă. Hai. Mamă, ce rece e când îmi ajunge la abdomen. Ce place micuță. E cam mică, dar ridică. Ioi, ce mișto. Alu, Gigi. Ia uite. Bă, dar eu sunt așa înalt de nu... A, uite, în sfârșit. Ai, ce e aici, mă? Bă, ce e aici, mă, napă, că m-am și speriat. Bă, e meduză. Uite, pești, ești nebun la cap? Băi, să nu tăcem de geamantura asta, să nu ne necăm naiba. N-ai, nu ai nimic. O să mergem la mașini, să avem grijă de mașini, să nu ne fure naiba cea mașinile, că după aia o luăm pe jos de aici. Stațiune de lux, ar fi culme. Sau dormim aici, că e fain aici să dormi, pe plajă. Ca în Costinești. Aș dori și eu, sincer, să dorm cu tine pe plajă. Păi dormim toți, nu cu mine. Cum adică? Păi cu mai dormim mulți? Toți, numai noi doi dormim, păi...
săraci oamenii. Păi dormim toți, aici, da, ei. Dormim toți. Doar nu o să stau... Păi logic, păi v-am invitat aici să nu dormiți. Păi dormim toți, cu Andreea. Eu s-a băgat la funia, Gigi. Ia uite ce se bagă ăsta între mine și tine. Ia-l naibii să fii. Nea Gigi! Da, bre! Plutesc! Plutesc, plutesc, plutesc. Nea Gigi, eu plutesc. Ia uite-mă, Nea Gigi! Ce fericit sunt că sunt în vacanță, Nea Gigi! Bravo! Fii atent, cap, sar de aici, fii atent. Am auzit, gata, ia. Ce ai auzit? Nimic. Hm? Nimic, nu, îmi zicea Andreea ceva. Da. Bebe, vezi că era unul pe la mașini? Bre! Voi îl vedeți pe Ionu Gras acolo sau ceva? Cine? Da, cred că e barmanul, bre. Pa, bre, ia-l. O fi barmanul. Dar n-alergați, mergeți și voi ușor, că ești că alergați după... Ah. Da, ești mai înalt ca mine, bre? Așa pare. Mamă, dacă aș fi fit și așa și pe lumea cealaltă... E un urs! Ce ai, bre, cum să fiu urs? E barman, bre. A, nu, e mă, cred că sunt din aia împăiați, nu i-am văzut noi până acum. Da. Nea, bebe, dacă mi-e întrebe apă, că mor. Nea Gigi se ocupă de tine. El a zis că... Și să nu mai ai sete în tine niciodată. Nea Gigi. Da. Păi ia. Dacă nu-i dau eu. Că alergă. Cheamă la mine că îi dau eu. Dacă reușesc. Alo, haideți aici, fetele. 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 Fetele, cochetele. Mhm, merge water. Uite-le, mă. S-au pus lângă ăla, cred că vor să facă poze. Cu poză cu maimuța? Stai să-i pun eu asta pe frică, așa. Păi... Băi, ce mi-ai pus pe față? Taci din gură, că nu vezi nimic. Vreau să-ți fac o surpriză. Ia Gigi, pune și tu pungă pe cablu, Andreea. Da, da. Hai să nu mai pierdem vremea, că seara e scurtă. Aolo, am pus-o cu curul în sus aici, în spate. Stai bine, Amalia? Aolo. Bebe, dar știi, da, știi că mă poți lăsa și pe mine să stau jos, știi, n-ai... De pe ce te-am pus să eu. Faci, de ce trebuie să-mi pui pungă pe cap? Pentru că vreau să-ți fac o surpriză. Alina! Aolo... Oh, mulțumesc, domnul Cumpăria. Băieți, boboială. Boboială, băieți, boboială. Boboială rău de tot, băieți. Buboială anul cărasului. Japonia! Ești bine, Amalia? Amalia?
Mâine pe la n-auzi cricinea la mașină, exact toate treburile. Aolo, nu pot să șterg ușile astea. Ce facem, ne agice aici la ușă? Păi batem la ușă și intrăm, nu? Că intru eu primul. Mă zi, e cineva aici? Fii gardianul, bre. Eu am intrat. Aia zic. Le scoatem? Da, da. Avem și ochelar, măi, până să mă împingi. Ce m-ai împins? Stai că a fost o greșeală. N-am văzut nimic. Ce bine că am uitat să-ți iau hainele de acolo. Nea, Gigi, aș vrea să mă scuz un pic, că vreau să-i arăt ceva lui Amalia. Plimbați-vă și voi. Vino cu mine, Amalia, te rog. Hai. Dacă și mi-aruncă astea după mine. A, dar măcar papuci puteai să-mi iei. Las că e curat pe aici, mergem și noi de sculță, așa simțim briza mării. Se întâmplă ceva? Poftim? Se întâmplă ceva? Aș vrea să spun ceva sincer. Spune. Aș vrea să spun motivul pentru care te-am adus aici. Spune. Nu știu dacă ești pregătită. Spune. Scuză-mă un minut, te rog, dar să nu pleci de aici. Doamne, fii. Gata, băieți, așa tragem aici... Perfect. Hai după mine, te rog. Aș vrea să-ți arăt ceva. Hai. Aici? Nu, e doar o trecere. Nu e nimic ca... Ce frumos e pe aici. N-ai fost niciodată aici? Nu, nu. Ce mă bucur că te-am adus atunci. Păi e prima dată când vin aici pe insulă, pe... în vacanță. Da? Știi? Nu. Ia, ce faină e și piscina. Asta e hotelul nostru. Am luat și noi aici un loc așa. Am înțeles. Auzi? Da. Aș vrea... Ce mă, dar nu merge chat-ul ăsta, mă, chat. Aș vrea dacă se poate să... Să petrece mai des să... momente din astea. Și eu. Ce râde nevastă, băi? Dacă sunteți noi, nu uitați de like, băieți. De like, auzi, de follow. Hai să vedem câte persoane suntem pe Trovo, băi, ne-am strâns și noi 1000 de persoane? 900, bă, nu putem să ne strângem 1000 de persoane pe Trovo, mă. Auzi, deci o priveliște aici minunată. Îți place, nu? Dar să vezi cum e răsărit-o aici. Abia aștept. Mâine dimineața, după răsărit, trebuie să fugim repede, să mergem să ne cumpărăm casă, ok? Hai să ne mutăm aici. Aici? Păi da, hai să uităm de toate problemele. Acum, hai după mine, te rog, mai am ceva să-ți arăt. Hai. Vreau să ne luăm casă împreună, vreau să ne mutăm împreună. Înțelegi? Da. Gata cu atâtea gagiși, toată ziua gagiși, nu știu ce. Amalia. Amalia și atât, exact. Ce atâtea gagiși, ce atâtea
Au fost trecătoare. Una singură va rămâne. Nu? Da. Brina, grăbit ești. Păi, sunt un pic sincer. Cât o fi catifea, catifea, dar sunt un pic grăbit sincer. Înțelegi? Am înțeles. Fain roleplay, Alex, mersi frumos. Da, tu știi locul ăsta bine? Am fost de foarte multe ori. Cu cine? Păi, prima dată când am venit aici, cred că a fost în momentul în care au fost câțiva prieteni de-ai mei care au vrut să mă omoare. No. Și chiar m-au împușcat. Și am fost salvat de niște asasini. Ei locuiau chiar aici, asasini, aveau aici sediu, chiar în acest conac. Și m-au antrenat. Și doar, nu doar că m-au antrenat, am fost injectat cu un ser care se numea Hitfix sau ceva de genul. Și ce făceam? Și acel ser îmi permite celulelor mele din corp să se autodezvolte, să se vindece. Așa. Și practic orice căzătură primesc sau orice julitură sau orice ruptură, la mine se vindecă de 100 de ori mai repede decât la un om normal. Wow. Hai să mergem sus, te rog. E clar. De ce râzi? Nu, că era un lucru așa, părea atât de serios. Măi, de ce râzi, măi? Eu îți povestesc aici lucruri, îmi descar sentimentele și tu? Ce înseamnă asta? Bebe, lasă-mă să te explic. Era că aici ziceai că celulele în fața femeilor, nu știu. Celulele tale se bastă și era foarte interesant și zici, mi-e rușine de ce am zis. Nu, mi se pare foarte interesant. Alin, mă, că mulțumesc frumos. Poftim înăuntru. Nu te supune. Poți intra aici? Ia. Sigur că poți. Ia, ce e asta aici? Acolo este un lift. Dar nu-l poate deschide oricine. Păi și eu n-am cam deschis. Păi da, că ți-am permis eu asta. Auzi? Și acum asta e locul tău aici. Auzi? Tu crezi în unicorni? Da. În ce? Unicorni. Nu am văzut niciodată unul, dar cred că orice e posibil. Eu am ucis unul odată. Serios? Era un unicorn foarte rău. El părea frumos așa, dar sufletul lui era diabolic. Dacă nu mă crezi, i-am pus capul chiar acolo. Wow. Vrei să uită în ochii mei? Să nu-ți povestesc se uită când... în ochii mei, nici nu vreau să mă uit. Aș vrea să-ți povestesc și de întâmplare. Poți să iei un loc acolo, te rog? Nu. Aici o să se facă foarte cald, să știi. Aș vrea să mai pun niște lemne să se facă foarte cald. Aoleu, nici chiar așa de cald. Cred că am luat foc după tine. Ei, se întâmplă. Da, hai că vreau să stau așa cumva. Nu cred că poți să stai acolo, dar stai pe tamburelul ăsta mic. Aha. Ușor cu, nu te apropia de foc. Că după o să fii nici anales cu flăcări. Știi că unul din motivele pentru care te iubesc e umorul tău? Bă, dar nu pot să fac poză, mă, ceva nu mă las să fac poză. Ia uite ce frumos. Ce cald și frumos aici. Aș vrea să-ți povestesc și despre leul care ne veghează. Da. A fost un asasin aici. Cristian îl chema. Și mecherul Cristian îi se spunea. Și mecherul? Era bombalău? Nu, era un băiat foarte de treabă. Ah, era un băiat foarte curajos. Iar într-o zi, am fost cu el la vânătoare, pentru că aici, pe insulă, când am fost eu de mult, trebuia să ne procurăm singur hrana. Și am fost cu el la vânătoare și am fost atacat de acest leu de aici, de deasupra. Și ești bine? Și
L-am... Poftim? Ce? Da! Nea Gigi, tu ești! Da! Da, Gigi. Gigi. Poftiți, poftiți! Fugi nunțu, fugi nunțu! What the heck is going on? Fugi, fugi, Amalia, fugi! Ți-am zis că sunt numai o animale nebune în orașul ăsta! Fugi, Amalia! Ah! Nea Gigi! Nea Gigi! Nea Gigi, suntem atacați! Nea Gigi! Bre, ce se suntem întâmplă, atacați! Cum, bre? De cine? Sunt niște gorile uriașe! Scoate-ți arma și fii cu băgare de seamă! Unde e de armă? Că am lăsat-o acasă! Cum, bre, să plecăm fără armă? Păi, bre, sunt în vacanță, bre, în concediu! Bre, unde e, nea, bebe? Îi povesteam Amalia... Mama, Amalia! Aoleu, cred că au atacat-o. Bă, dai drumul! Au! Mă atacă! Aoleu. Na, bebe! Prinde-o, prinde-o, prinde-o! Prinde-l, Andreea! Păi, a furat-o pe Amalia. Lasă-o jos pe Amalia! Maimuță psihopată, lasă-mă jos! Nea Gigi, ce face Nea Gigi? Bre, cine bă? Ce n-ai poți să-mi teste Nea Gigi? Bre... I-am dus pe... Ce facem? Cum facem? Fugi! Bre, trebuie să o salvăm pe Amalia. Bre, cred că și pe Andreea au luat-o, bre. Bre, tocmai povesteam cum am omorât un unicorn din ăstea, știi, vrăjeală. Mai aveam un pic, se făcuse cald în cameră, s-o dezbrac de tot și apar ăștia, mă, frate, mă. Bă, dar nu am noroc deloc, mă. Bre, dăm în judecată, clar, agenția cu care am mers. Exact, păi ne-au trimis la bascule aici. Bă, ce e aici? Grădină zoologică? Bă, trebuie să le salvăm neapărat, să știi. Trebuie să le salvăm, Nea Gigi. Cum? Nu știu, n-am idee. Băieți, cum le salvăm, băieți? Ia toată lumea să scrie pe chat, băieți. Cum le putem salva? Vă rog frumos. Veniți și voi cu o idee, cu ceva. Aș aprecia foarte mult dacă puteți să faceți treaba asta, sincer. Aș aprecia foarte mult dacă puteți să faceți treaba asta, să-mi spuneți cum putem. Hai să... Bă! 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 Aici o șansă. Bă, au! Unde s-a dus? Bă, am încercat să o împușc. Unde s-a dus? What? This is not nice at all, guys. Băieți! Trage de lei somn, e Andrei? Duceți-vă cu mașinile alea să trimiți toată mafia după ele. Nea Gigi! Nea Gigi, unde ești? Nea Gigi! Bă, am rămas singur aici, mă, serios? Stai, am auzit ceva.
Uga! Au! Mamă, ce săritură am făcut, băi! Uga, ia-o pe asta, uga! Ia-o în asta, ia-o în as! Uga! Tu-ți uga, o să-ți dau! Te împușc! Unde era, mă, că era aici? Uga! Bă, băieți, cum scap de aici, băieți? Mamă, cum face ăsta? Ăsta e șeful lor, gen, că face un rău de tot. Oh! Una moartă! Bă, ăștia sunt puternice. Au! Mamă, ce le spart să moară Gibilan. Uga! Uga, mă mănâncă, ajutor! Ia Gigi! Bă, auziți, bă, ce se întâmplă? Văd în ceață ce se întâmplă, băieți! Aolo! Mario, salut, bine ai venit pe live! Dați-ne drumul, băi, animalelor. Dați-ne drumul. Băi, Pepe, ești bine, băi, dați-mi Animalelor. Ne Gigi, ești încătușat? Nu, bre, sunt bine. Băi! Amalia, ești bine? Amalia. Păi, de ce nu vorbește Amalia? E speriată? E speriată, bre. A intrat în stare de șoc. Aolo, uite ce mi-a spart spatele. Amalia, ești bine? Nu, mi-e frică. Trebuia să mă gândesc că nu e o idee bună să venim aici. Am auzit, bebe? Da. Dar ce voiai să-mi zici? Tată, pe cine mâncăm? Nu e moment, acum crede-mă. Trebuie să găsim o cale să ieșim de aici. Pe cine mâncăm? Bre, dar eu sunt sincer. Bebe, hai cu mine în spate. Andreea, ce faci aici? Ai speriată? Dar eu și Andreea suntem foarte subțiri așa și am putea să trecem prin gratile alea, că sunt foarte mari, sau pe aici. Cred că asta e o ieșire pe dincolo. Cred că e o altă ieșire asta.
Andreea, ți-e frică? Da. Mamă. Dacă ți-e frig așa dezbrăcat, știi că aș putea să te încălzesc. Da, păi hai să ne gândim cum să ieșim. Ah, ok. Eu zic că pot să trec prin gratile alea. Dar nu vezi că sunt acolo, cum să ieși? Ce a zis? Să ne mănânce! Pe cine? Ia. Pe noi! A zis pe cine? Du-te mai acolo, stai. Domnilor, ce doriți de la noi? Uga, uga, uga. Ce-o zis? Uga, uga, uga. Am crezut că înțelegeți voi că sunteți mai... Uite, face cu mâna. Mâncare. Aoleu, mâncare. Stai așa că le dați-vă la o parte. Domnilor, avem pentru dumneavoastră cea mai bună mâncare. Poți să o mânci pe asta. Cred că intră la noi, fugiți, cred că intră la noi. Au! 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 Uga, hai! Fugi! Aaaa, mamă, toți pumnii au venit în mine. Aoleu! Unde e ăla? Unde s-a dus ăla? Cum ieșim de aici, Nea Gigi? Băieți, dați-mi o idee, băieți, cum să ieși eu de aici, vreau frumos. Poarta, nu putem să ieșim. Băi, pare să fie o fundătură aici jos. Nu cred. Cred că e un tunel. Băi, eu zic că s-ar putea să fie ultima noastră seară împreună. N-ai vrea să... Să mă cer de soție, da. Și asta. Ca după aia să... Să facem o nuntă și noi și după aia, știi? După aia ce? Să ne mutăm, să avem copii. Hai, acolo voiam să ajungem. Bă, ajutor! Nea Gigi! Băi! Fă, nu mai dormi! Nea Gigi! Nea Gigi, ești bine, rezistă! Bă, Gigi! Nea Gigi! Dacă cacă-te pe tine să miroși urât să nu te mănânce, Nea Gigi! Mi s-a promis să râdea și maimuța. Că râdeam și... Aoleu... Nea Gigi! Eu cred că aș putea să încap pe aici. Și eu. Da, hai, cred că le putem încercăm. Forța, ia. Așa, să încercăm să le forțăm. Așa, da, așa. Așa. Stai că le forțezi acum. Trage tare de ele. Aia zic. Merge? M-a făcut pe mine. Cine a făcut pe tine? A făcut pe mine. Tu, Amalia? Nu, asta. Te-ai forțat și tu? Andreea. M-ai speriat. M-a mâncat. Pe cine ați mâncat, domne? Pe Gigi. Păi că ne mănâncă și pe noi, Nea Bebe. Nea Bebe, te mănâncă. Ia tăceți, mă, că înțeleg ce zic. Vă rugăm. Ia, da, tăceți și liniște. Vă rugăm. O căutați pe mama voastră? Mama noastră. Da. Am luat toți niște umani ca voi. De asta v-am și luat. Aolo. Nu mai am aer. Bre. Nu mai am aer. Domnilor. Eu știu unde este mama voastră. Gugu, gugu, mama gugu. Eu știu unde este gugu, mama gugu. Yes. Știu. Mama Gugu este în partea cealaltă de pe insulă, la Gugu oraș, Gugu. Gugu. Trebuie trimitus pe noius Gugu în oraș și aducem înapoi mama Gugu aduce la voi, mama Gugu. Dar digeratus, Nea Gigi, căcatus și montatus înapoi aduceți back în Nea Gigi, Gugu. Că Nea Gigi avem nevoie de el. Bre, mai pe scurt, lăsați-ne la... Gugu, mama Gugu. O avem pe mama Gugu în oraș. La zoo. Nu știu ce să mai cred. La zoo. Mama Gugu la zoo. Aolo, nu Amalia. Amalia! Da. Băi!
Nu! Lasă-mi pace! Te-am iubit și te voi iubi mereu, bebe. Și eu la fel. Glumea. Ce? N-am bebe. Am auzit ce a zis. Tu ai auzit ce a zis? Da. Ce a zis? E, dar că a râs atunci. A zis că mă iubește și pe aia zis că glumește. Eu n-am de gând să mor singur aici, să știi. Eu zic mai bine să stăm acolo. Aolea, bebe! Fugi! Da, bebe! Fugi că ne mănâncă ăștia! Gu-gu-gu-gu! Nu! Gu-gu-gu-gu, liniștiți-vă, gu-gu-gu-gu! Gu-gu-gu-gu! Nu le arăta frică că... Aolo! Nu le arăta frică că dacă te sperii, vin și mai tare. Aolo! Fugi! Aolo, unde să mă... Dar nu poate vine pe acolo! Dar eu am auzit ceva? Nea, bebe! Eu am coborât aici, să știi. De aici te descurci. Poți să intri și tu aici? M-auzi? Da. Ai grijă că intră la tine. Băgă-te și tu aici. Stai aici lângă mine, stai aici, dă-te în spate. Să crede că am fugit sau ce. Chiar aici după colț, băieți. Băi, ați auzit ce a zis Amalia, băieți? Unde se... Fugi! Aoleu! Gugu, Gaga... Zici și tu ceva. Gugu, Gaga... Cred că vrea să-ți facă ceva, sincer, parcă... Dă-te pe lângă el și tu mârești la el, mărrrr, dă-se, fă și tu la el. Poate vă împiet. Gaga. Aoleu, nea! Gugu, Gaga. Ai pus mâna sau mi s-a părut mie? Ai, din capul meu. Nea, bebe zice că vrea... Japonia. Cu cine? Sper că nu cu mine. A, cu tine. Păi și... Mă duc un pic. Eu mă duc ca întreabă, domnul. Poftiți, poftiți. E numai a dumneavoastră, domnul. Neagi... Domnul, liniștiți-vă, domnul. Vedeți că fratele tău, Gugu Gaga, a, cu domnișoară acolo. Eu, Japonia. Du-te și tu. Du-te și tu acolo, du-te și tu acolo. Aolo. Nu ai vrei să-mi... Păi, ce faceți aici? Păi, deschide ușa. Ajutor. Eu am auzit ce ai zis acolo. Ghide ușa. Au. Ia. Bebe. Te lăsăm pe mine aici. Păi aici nu tăce nimeni.
Amalia, să știi că am auzit ce ai zis. Sunt foarte supărat pe tine. Ce am zis? Am zis că te-am iubit și te voi iubi întotdeauna. Și după aia ai zis că glumești. Azi că am auzit bine. Ba nu. Toată lumea a auzit asta. Până și Andrei a auzit. Da. Mă găsit aici. Baby, eu te iubesc. Da, da, știu. Acum el și-a găsit să... Acum și-a găsit să se supere. Dar Gigi, ce facem că stai la ușă? Cum scăpăm de aici? Re. Pumnii mei minte nu are. Dă-te că le norocesc. Băi, vezi că am împușcat câțiva de ni până să nu mă prindă. Și nu prea îi rănesc. Ai doar doi? Nu știu cât sunt. Am văzut vreo patru la un moment dat. Bre, dau o bucată și fugim. Băi, ce-a zis Amalia? Băi, ți-a scris pe cea, ce-a zis Amalia? Ia scris toți ce-a zis Amalia. Singura soluție. Cine a auzit? Au, ce mă dăre spatele, băi. Sau mai o soluție. Ia uite-te acolo să vezi ce ai zis. Amalia. Ia Gigi. Da. Nu știu ce putem face. Mai avem o soluție. Ce? Unul din noi se sacrifică. Am o idee. Spune. Dacă ne prefacem morți. Aole. Haideți mai încoace să vorbim. Haideți mai încoace să vorbim, John. Haideți mai încoace și ușa, cine o ține? Bre, hai să ne prefacem. Să urlăm aici că ne batem între noi. Aoleu! Nu, nu! Să zicem că... Bebe, hai să zicem că ne batem între noi și că picăm leți. Sunt supărat. Eu deja mă bat cu mine însumi, în interiorul meu. Ubugada, pe cine mă ubugada? Pe unde ne-a Gigi? Da. E jos. Hai, ne facem o stoți. E clar. Ce bine că n-ai fustă pe tine, Andreea. Nu sunt gelos, știi. Ți-i preculcat? Cui mă să-i zic la astea? Băi, dacă nu reușim așa o strească să ieșim, dar văd. Ia. Unde sunt ăștia? Unde sunt ăștia? Ce înseamnă asta, băieți? Și rămâneți aici nemișcat. A scăpat! Taci! Vezi că ăștia au auzul fin. Rămâneți aici că s-ar putea să vină să verifice. Băi, cum scăpăm de aici, băieți? Recol e bomba lua, de aici pilotul. N-au luat-o pe acolo. Baici, baici. Alo? Alo, da. Alo? Auzi, bre.
Da, Andrei. Cum e în vacanță, Andrei, te distrezi? Bă, trebuie să... Andrei, trebuie să vii să ne scoți de aici, mă. Sunt niște gorile nebune, dacă știi tu de când erau asasini aici. Cred că sunt niște gorile din alea infectate cu virusul Hitfix. Și, nu știu, nu pot, sunt imune la gloanțe, la astea. Ne-au răpit pe toți, abia am reușit să scăpăm. Vino neapărat cu ceva să ne scoți de aici, te rog frumos. Lasă că n-ai nicio ședință la poliție. Hai să mă iei. Hai că 10 minute să termină acilea. Hai repede, te rog frumos, vino cu un elicopter, da? Ceva. Vezi că trebuie să vii să ne iei direct de aici din interior, că n-avem cum să ieșim. Ăștia ne mănâncă de vii dacă nu vii repede. Te poți baza pe mine, numai pe mine. Bre. Bine, Andrei. Hai, ne-auzi. Mă bucur că ești prietenul meu. Salut. Ce-a zis, bre, bine? Uite că are ședință la poliție și că nu lasă să vin, că poate să se votează cine e șeful și că poate ia el. Cine dracu votează un spălător de veciori? Veniți după mine, veniți după mine. Aici ușor, ne urcăm aici, ușor, ușor, ușor. Mergi încolo, mergi încolo, încolo. Casă. Ai căzut. Se vede cine n-a mers să facă. Poftim? Se vede cine n-a mers să facă. Șt, stați, veniți, ascundeți, ascundeți. Ne caută, ne caută. Uite ce ne caută, bă. Hai să ne aruncăm în apă. Hai că ne aruncăm, tu știi ce sunt acolo, ce știi ce e acolo în apă? Mine. Sunt numai bombe din alea mine. Da, e fain. Prins aici! Fugiți, săriți. Ține ușile, ține ușa, ține ușa aia. Deschide ușa, deschide ușa. Ține ușa, ține ușa. Ține ușa, bre. Ține ușa. Bă, dar e puternic, bre. Ia le cu să fie de... Ia le cu să fie dacă nu te... Ei, Gigi, fut-o-i ceapa lui că-l rup. Culcat! Ai de capul meu! Cici, i-am dat culcalul ăla! Vezi că sunt mai mulți ăștia. Vino, hai să ne suim în turn. I-am dat o perversă de n-a înțeles nimic. Ai de capul meu, băi, ce culcat i-am dat. Pum de fier, mi se spunea. Mamă, am transpirat, băi, ți-am transpirat la live-ul ăsta, jur. Aici, Amalia, sus de tot, aici, Amalia, unde am fost noi împreună, haide! Hai, Andrei, hai! Hai că încerc să trag după el dacă-i văd. Hai, veniți sus aici, avem doar o ușă aici, veniți sus, avem doar o ușă de ținut, veniți repede! Hai, Nea, Gigi, hai și tu! Hai să intrăm aici! Hai, fetele, hai! Nu moare, intră înăuntru. Dacă stai aici la capăt, se închide. Dă-mi o armă, bebe. Dă-mi o armă, că e-mi pușc. Stai, stai. Intră înăuntru, Andreea. Intră, intră înăuntru, Andreea. Intră repede înăuntru. Hai, mă, intru deodată înăuntru. Pleacă-te și tu un pic. Stai aici, stai că se închide. Stai. Da, vedeți că stați prea... Andreea, hai mai... Și liniște, liniște, că nu poate să deschide. Aolea! Oh.
Știu ce vă fac între ei? Cred că vreau să mă duc și eu afară, sincer. Hai să mergem. Mai bine facem aici? Hai să mergem. Uite! Stai, se deschide ușa. De ce mă împingi pe că se deschide ușa? La parter. Ai de capul meu. Ai de capul meu ce arăt. Iertați-ne, vă rog să ne iertați. Nu am ajuns la etajul care trebuia, vă mulțumim. Ați ajuns. Se apucă iarăși. Mamă, băieți, m-a luat. M-a luat toate cele, bă. Bă, mi-au dat lacrimile. Nu vreau să mă dă asta. Dacă mergem încet pe lângă ei să nu ne vadă, da? Că sunt ocupați. Hai. Hai, tante. Nu e bine, parcă n-ați la parter, doamne. Fuge. Mamă, ce am râs, băieți. N-ai cum, bă, băiatule, bă. Mamă, am transpirat fleașcă, băieți. Vai, mamă. Băi, trebuie să ne ascundem undeva, veniți după mine, că am eu o ascunzătoare aici. Pe aici, pe aici. Hai să vă trag eu aici pe rând. Așa. Aoleu, vezi unde pui mâna. Dar dacă stai lângă mine, cum poți să iau și pe restul? Hai aici, hai aici. Păi dacă tu stai... Cam la tău. Vrei să te arunc cu curunța pe aici? Ai zis că, ai zis că glumești? Na. Ai rupt inima, hai, să știi. Hai, lasă, că văd că te iei după alții. Hai, gata. Ce după alții? Mă iau după ce aud. Păi ce auzi? Bă, Andrei, o tași din gură. Păi, hai să sărim pe aici, bă. Hai să sărim. Hai să sărim. Du-te, stai, stai, ușor, ușor, nu, nu, pe aici, pe aici, pe la mine. Fac și vezi. A, pe aici. Oh. Mi-a cinci. Iese la polniș. Iese la polniș. Iese la polniș. Hai să plecăm. Hai să ne luăm mașinile. Haide. Stațiune de nebuni. Bă, ce aș fi vrut și eu să fac ce făceau maimuțele? Cu Gigi? Da. Urcă repede aici și mai fă scandalat. Domnule, stați, aia, stați, domnule. Hai, urcați repede. Fugi! O, Amalia, dar ce picioare fine ai. Sunt Andreea. Aolo, scuză-mă că am pus mâna pe piciorul tău.
Hai să plecăm de pe insula asta. O insulă de nebuni. Dar nu-mi vine să cred că m-a scăpat. Alo, da? Alo? Alo? Sunt pe drum aproape, m-auzi? Bre, hai să ne întâlnim pe aeroport, că venim acum, am luat niște mașini, ne întâlnim pe aeroport. Imediat, bre. Ne vedem pe aeroport, pa, pa. Dacă a venit Andrei să ne scoate de aici, mamă, ce vacanță am avut, a zis că, hai de capul meu. Foarte proastă. S-a oprit ei. M-auzi? Da, da. Ei s-au oprit. Așa că ne ascundem. Și taci din cor. Taci din cor. Taci din cor, vin aici. Am fost urmărit sau ceva? Nu, bre. M-a sunat Andrei căci că ne vedem acolo. Nu, nu, mi-e frică. Da, Andrei, ai ajuns? Vrei tu, poți să vii, am aterit. Hai că acum plecăm de aici și venim. Sunt plin de sânge, m-au atacat. Nu, aici, nu asta, bine, nu bre. Asta, nu hai asta. Repede, te aștept, pa. Hai să mergem. Pa. Hainele de acolo? Bă, Andrei, maimuța? N-are cum, bă, băieți. Prene, Gigi, ia-o înainte, bre. Bebe. Ia-o înainte. Ia-o înainte. Bre, Andrei. Și de ce ai zis Gigi să ia înainte? Ca să rămânem și noi doi un pic împreună. Nu zici nimic despre asta? Mhm. Nu știu ce să zic. Amalia asta m-a avut atâta încredere în ea și... ea zice că glumește. Se pare corect? Mhm. Mm? Nu. Păi nu e sincer. Să am atâta încredere în ea și o să zică că glumește? Știi ce supărat sunt? Știu cum e. E greu cu relațiile cu astea, așa-i? Da. Mai bine fără decât să fii într-o relație din asta așa. Mi se strică mașina. Mai bine singur decât să fie într-o relație din asta. Ce părere? Mm. Dar de ce zici că știi cum e? Ai pățit și tu ceva de genul? Păi da. Hai de capul meu. Practic, amândoi am avut de suferit. Da. Ce să zic, îmi pare așa de rău. Auzi? Nu dai și mie numărul tău? Sau l-am deja? A? Andreea? Da? Nu-mi dai și mie numărul tău sau l-am deja? Nu l-ai. Da, așa ca să-l notezi aici. Am zis că nu să spun. Da. Spune. 0798 Zizi 561 194 Ți-am trimis un mesaj, ai primit? Da. Super. Da, da, da. Da, Gigi.
Da, alo. Hai, bre. Poftim? Hai, bre, mai vii? Da, bre, stai că m-am rătăcit în pana mea că ați luat-o înainte. Am crezut că... Bă, Andrei, oprește muzica, te îmbască. Bine, hai că te așteptăm. Hai că vin, vin. Așa că vreau să o fac pe Amalia geloasă. Hai, poftiți, Nea Baby. Mulțumesc. Cum a fost, bre, vacanța? Lasă-mă, bre, că mai bine nu mai veneam. Nici cu. Tu de asta ne-au atacat frații tăi, bre. Ce? Ne-au atacat frații tăi. Ce-i faci, frați, bre? Băi, Alin, nu e sănătos la cap, băi, Alin. Te duc la tine acasă, da? Dureri repetate. Nu știu, bre, du-ne unde o fi, că nu mai contează, s-a supărat fleașca. Dar ce s-a întâmplat, bre? Am noroc în viață și eu, bre. Revenind. Ce s-a întâmplat? Ce ați vorbit? Ce? Noi, bre, am băut un pic de șampanie. Că se vorbea, a fost o ședință așa și am băut toți polițiștii acolo în secție. La o ședință foarte importantă și... Bebe, dar ce ziceai acolo cu norocul? Nimic. N-am auzit. Gigi, ce a zis? Până stângă că sus, n-are noroc în viață. La mijloc. Păi cum să n-ai, m-am găsit pe mine, cum să n-ai pe noroc? Da, dar tu tratezi totul ca o glumă. Nu tratezi nimic. Ce tu vrei la mine? Nu tratez ca un glumă, bebe, te iubesc eu. Nu știu ce să zic. Puteai să zici cum o melodie așa de revenirea din vacanță? Bre, să nu ieșiți pe Amalia? Nu știu, bre, eu știu că după bre, ce... Bre, când te urci cu Andrei în avion, elicopter, să-i spui lui Andrei, o să spun o poveste. Bă, eram acolo odată și frate m-au atacat. A, de acolo ai luat aia, Gigi. Bă, Andrei, să spun o poveste, mă. Deci am fost cu toată lumea de aici în concediu. Da. Și la un moment dat ne-au atacat frații tăi, Andrei. Bă, dar ce ești vagabon, mă? Bă, după ce te aduc, mă? Bă, după ce nu, după tine să te iau tu? În sensul bun, în sensul bun. Că erau niște oameni cu care ne-am putut înțelege. Mi-ai zis la telefon că-ți mai mult. Și tu zici mie că... Bă, dar ce-a râs asta acolo, Andrei, bă, râdea cu dă o poftă. Dă mai bine să te iau. Da, să mai încerc mie ceva, Nea Bebe. Bine. Pregătiți-vă să aterizăm. Unde aterizăm, bre? Că nu e niciun aeroport pe aici. Băi, nu aeroport. Bre, Andrei, termină cu glumele din astea, mă, că n-am ventind de glume. Și așa sunt supărat. Glume, ești sigur? Aterizez fix la tine în curte dacă mă strădui. Te hai rog, să te vedem. Bre, nu... Plătești benzina, bre, să ajungi acasă. Lasă, bre. Gata, domnul Bebe, am ajuns la destinație imediat. Gata, Bebe, te auzi.
Dar zi, băi, 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 băi. Băi, Andrei, tu chiar ai adus elicoavionul aici, mă nebunule. Da. Nu. Ce să zic, Andrei, îți mulțumesc frumos, la revedere. Apreciez foarte mult. Apreciez foarte mult că m-ai ajutat, să știi. Chiar oricat, bă, dă-te jos, brei, brei. Brei, dă-te mă jos. Brei, plata cash sau card? Trebuie să și plătim pentru ce s-a întâmplat? Lasă că ne descurcăm noi zilele astea. Îți plătesc cash, nu-i problemă. Zilele astea, brei. Nu acum, că și așa sunt obosit, să nu vreau să mă duc să intru în casă să mă liniștesc. Vrei să am o discuție cu domnișoara. Nu te duci la 6-10? Vrei mai încolo la 6-10? S-ar putea să vin, da. De ce? Întrebăm. Hai să mergem. Hai, Amalie. Pa, bebe. Pa. Hai noroc. Amora, salut, bre. Se plăcă o da... degeaba. Ne țin aici ușa. Da, e clar. Bebe, te-a... Sănătate! Sănătate. Mai bună decât toate. Să fie. Vrem așa vacanțe să nu mai fie. Bine, până au venit gurile alea, chiar a fost frumos. Da, era frumos, dacă... Eu voiam să fac acolo foarte cald. Ce voiam să-mi zici acolo? Voiam să fac acolo să fie foarte cald și să ne simțim bine, să discutăm și apoi să... Apoi să te iau în brațe. Și am impresia că vorbesc singur. Ce, nu vorbești singur, domne? Ce am zis? Că voiam să faci cald acolo, să ne simțim bine și după aia să te iau în brațe. Revin. Și după aia zis că ai impresia că vorbești singur. Nu știu ce să zic. Mai vrei să mergem mâine dimineață să ne luăm casă? Da, baby, da. Mergem? Da, lodging, te iubesc. Eu, ce frumos. Te iubesc. Serios? Da. Și cum rămâne cu catifeaua? Catifeaua e catifea. Cum adică? Păi, catifea. Ce-i? Ce legătură are faptul că te iubesc cu catifea? Păi... Trebuie să renunțăm la catifea. Da. Nu? Odată și odată? Păi, la un moment dat, da, dar... Eu știu când suntem la casa noastră, când... Știi? Când vrem să facem o familie. Când suntem căsătoriți. Ah. Dar după ce ne căsătorim, putem să renunțăm la catifea? Într-o anumită măsură, da. Cum adică cu porții? Ah, nu, deci... Nu, nu, deci... Da, logic, o să sau, renunțăm la catifea, dar asta sau nu numai nu până într-un punct, gen, știi? Asta nu înseamnă că nu o să fii gentleman. Ba da, acum nu. Nu sunt? Păi ba, da, acum că ești catifia. Ai.
Tu mai stai prin oraș? Nu, mă duc să mă culc. Hai să mergem amândoi. Hai da, ești curioasă? Foarte curioasă. Cum a făcut nevasta asta a ta? Pereții ăștia. Care nevastă? Că nu era nevastă. Că nu m-am măsurat niciodată. Nu. Deci pereții ăștia sunt foarte interesanți, dar nu știu cum să-i fac și eu. Dacă vrei, îți dau numărul de telefon să-i trimiți mesaj. Am înțeles. Bine. Dacă răspunde de acolo din Banat. Păi dai și tu pe alte aplicații. Da și eu. Hai să mergem sus, baby. Hai, hai. Dar tu așa dormi în blugi? Nu, dar îmi dau jos astea. Așa dorm. Vei două perechi de papuci? Stai că i-am stricat. Dormi în cămașă de noapte tu, a? Da, hai să mă culc și eu că simt că o să mai stric ceva. Și nu-mi dai nimic? Ba da, păi... Bre, renunț acum la catifea? Ia uite ce romantic. Sunt fleșcă după tine. Și eu. Hai, noapte bună. Trecem pe la Cucanana, că și eu dau. Noapte bună. Nu, că mă culc așa în picioare, că n-am timp. Ok, pa, pa.